De aproximativ o săptămână, locuitorii orașului Popești-Leordeni, situat în apropierea capitalei, se plâng că odată cu lăsarea serii, aerul devine irespirabil din cauza mirosurilor pestilențiale. Acesta e și motivul pentru care în ultimele zile Garda de Mediu Ilfov a înregistrat 398 de sesizări privind disconfortul olfactiv. Miroase a sulf, dai seama că e... și eu uneori miros puternic, asta e ideea, că nu miroase de fiecare la fel de tare. Miroase, dar nu știu, nu permanent. Câteodată? Groapă de gunoi, dar mai mult a vidanjare, a ceva, cam așa ceva. Reprezentanții primăriei cred că mirosul pestilențial vine dintr-o sursă controlată, deoarece acesta se face simțit odată cu lăsarea întunericului. Ideea e că după ora 21, în fiecare noapte, suntem loviți pe zona asta de un miros, de care nici noi nu suntem în cunoștință de cauză de unde ar putea proveni la ora actuală. Ca și măsuri, am luat legătura cu cei de la Garda Națională de Mediu, am luat legătura cu toate autoritățile competente, încercăm să ne dăm seama, așteptăm cu mare interes rezultatul analizelor. Într-un răspuns pentru știrile TVR, Garda de Mediu Ilfov ne-a transmis că a montat mai multe echipamente pentru monitorizarea calității aerului, în special pentru măsurarea hidrogenului sulfurat. În momentul de față așteptăm rezultatul acestor măsurători, să vedem unde avem depășiri și la ce poluanți. Garda de Mediu Ilfov a anunțat că a făcut mai multe controle la obiectivele industriale din apropierea zonei vizate de reclamații. Printre acestea se numără platforma IMGB, depozitul de deșeuri Vidra, fostul depozit de deșeuri Glina, stația de epurare Glina și halele de depozitare Splaiul Unirii Galaxy. Reprezentanții gărzii au precizat că în urma unui control la depozitul de deșeuri Vidra a fost aplicată o amendă de 100.000 de lei pentru mai multe neconformități constatate.